Eu n-am să cunosc bătrânețea este cântecul care dă numele noului album Mihaela Runceanu, dar și melodia care parcă i-a prevestit moartea solistei buzoiene. Pe 1 noiembrie 1989, Mihaela Runceanu a fost găsită moartă în garsoniera sa din București, în care locuia singură. Fusese sugrumată, iar locuința incendiată pentru a fi șterse urmele. Criminalul a fost descoperit însă. Era vorba de un tânăr de 21 de ani pe atunci, Daniel Cosmin Ștefănescu, care a susținut că a omorât-o pentru a face rost de bani. Cu o zi înainte de a fi ucisă, pe 29 octombrie 1989, Mihaela Runceanu a participat la spectacolul Start Melody 89 de la Sala Radio, bucurându-se de un foarte mare succes. Acesta a fost ultimul său spectacol, la care au participat și verii săi, Xenti și Andreea Runceanu. Pentru ei a fost prima și ultima oară când au văzut-o cântând. Eu aveam 13 ani, sora mea avea 9 ani. Da, și a fost singura oară când am văzut-o. Deci la ultimul ei concert. Am văzut-o, ne-am întâlnit cu familia, că venea la Buzău când putea să vină, dar cântând n-am văzut-o decât o singură dată. Atunci. Xenti Runceanu a fost cel care a căutat melodiile Mihaelei Runceanu, care au fost ascultate doar la radio, nefiind însă imprimate. A găsit 25 de piese, iar pe 17 dintre ele le-a ales pentru a lansa un nou album, Mihaela Runceanu. Părinții Mihaelei spun că deja s-a semnat un contract cu o firmă care se ocupă de imprimarea melodiilor. Cu melodiile lui Mihaela, care nu au fost imprimate pe DVD-uri sau un alt. Deci au fost prezentate în radio, dar nu au fost editate. S-au selectat 25 de melodii, au rămas 17. Mihaela Valentina Runceanu s-a născut pe 4 mai 1955 la Buzău. În 1970 a absolvit cursurile la școala elementară de pe lângă Liceul de Muzică și Arte Plastice din Buzău. Ulterior a devenit o cunoscută cântăreață de muzică ușoară și profesoară de canto la Școala Populară de Artă din București. Primul album al solistei Mihaela Runceanu a apărut în decembrie 1987 la Electrecord. Cel de-al doilea album, Pentru voi, muguri noi, a apărut la 2 ani diferență, tot la Electrecord, pe 30 octombrie 1989.